Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș au acționat pe raza municipiului Pitești în cadrul unei acțiuni de prevenire a actelor de comerț ilicit. În urma verificărilor efectuate, la 4 dintre societățile comerciale, oamenii legii au identificat obiecte vestimentare susceptibile a fi contrafăcute. Astfel, au fost ridicate 286 de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, purtând însemne specifice ale unor mărci înregistrate de renume. Polițiștii au întocmit 4 dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară, cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare, conform legii 84/1998. Polițiștii asigură că acțiuni de acest fel vor continua și în perioada următoare.